Cum vedeți dumneavoastră situația de la Chișinău, acolo unde peste mai puțin de o săptămână avem alegeri considerate de noi, cei de la Realitatea TV, vitale pentru viitorul european sau viitoarea cădere de pe hartă completă a Moldovei? Alegerea primarului din Chișinău este într-adevăr vitală, cum spuneați, deoarece aproximativ o treime din populația Republicii Moldova trăiește în Chișinău și în suburbiile Chișinăului. Orașul generează mai mult de jumătate din produsul intern brut al Republicii Moldova. Veniturile primăriei Chișinăului sunt substanțiale la scara, la criteriile Republicii Moldova. Orașul Chișinău propriu-zis este aproximativ egal împărțit între vorbitorii de limbă română, chiar dacă unii dintre ei spun că vorbesc limba moldovenească, dar între vorbitorii de limbă română și vorbitorii de limbă rusă, aproximativ în proporție egală. Dar satele din jurul Chișinăului, unde populația este aproape în întregime de limbă română, sunt incluse în perimetrul municipiului, participă la alegeri și pot să asigure victoria în alegeri a candidatului pro-european. Candidatul pro-european este Andrei Năstase, liderul partidului Platforma DA. Îl cunosc personal pe Andrei Năstase. Am încredere deplină în capacitatea lui de a fi un primar foarte bun al Chișinăului și de a construi o platformă politică pentru partidul său la scara întregii Republici Moldova. Andrei Năstase acționează în tandem cu liderul partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, care aproape a reușit să câștige alegerea prezidențială de acum un an și ceva împotriva lui Igor Dodon. În peisajul politic al Republicii Moldova asistăm la consolidarea unui sistem politic bipolar, sistem politic format din două partide, cel condus de domnul Plahotniuc, miliardarul care practic a devenit proprietarul statului Republica Moldova, și liderul Partidului Socialist pro-rus, Igor Dodon. Domnii Plahotniuc și Dodon au o combinație politică, un tandem. Scopul strategic al acestui tandem este de a instaura un regim permanent de două partide, o coaliție de facto, dar nedeclarată, dar o coaliție reală, cu excluderea sau cel puțin marginalizarea partidelor pro-europene. Anume aceasta este miza alegerii primarului din Chișinău. Alegerea unui primar pro-european în persoana lui Andrei Năstase, ajutat de Maia Sandu, ar însemna relansarea orientării europene a Republicii Moldova. Această orientare s-a împotmolit, în mare parte din cauza capturării statului de către persoana domnului Plahotniuc. Înfrângerea acestui tandem Plahotniuc-Dodon ar putea asigura relansarea cursului european al Republicii Moldova. Candidatul preferat de domnul Plahotniuc este candidatul socialist la primărie, Ion Ceban. Este numărul 2 în Partidul Socialist al lui Dodon. Acesta este candidatul pe care mizează domnul Plahotniuc, anume pentru a asigura, cum dorește dânsul, înfrângerea partidelor pro-europene în această alegere.